Bună ziua, bine v-am găsit! Continuăm cu a doua verificare a stupinei. Prima a fost acum două săptămâni și acum le luăm din nou la rând să vedem care e situația. Aici avem două colonii. Treaba mea la această colonie este doar să reînnoiesc tratamentul împotriva varoa. Deci, nu, dacă mi se pare suspect, atunci mai strângem, dar aici arată bine treaba, doar schimb tratamentul, deci aici nu fac altceva decât atât, scoatem banda și punem altă bandă, deci punem amitraz, unde nu am posibilitatea să le pun sirop, doar atâta fac. Și dacă văd că este depopulat, atunci arunc o privire să-l strâng. Deci mergem cu precauție. Mergem cu precauție, nu exagerăm cu umblarea la ele. Cu toate că era bun un pic de sirop pe... În următoarele zile voi încerca să mai fac înălțătoare și atunci treaba o să fie bună. Deci iată, atâta e de făcut. Ăsta nu știu dacă e penultimul tratament. Sunt, să zic așa, mai agresiv în tratamente. Nu există o măsură, mă dau atât sau dau atât, nu. Și aici la fel, doar schimb tratamentul. Așa. Dacă las prea mult aceste fitile, la un moment dat o să le mănânce. Vorba bine, le mănâncă. Le face franjure. Le strică fitilele, nu le... N-are grijă albina de el, nu-i place, e ceva în plus acolo, între rame și nu are cum să-i placă. Până tratamentul e activ, nu se atinge de el, deci de aici poți să-ți dai seama. În momentul în care a început să roadă, gata, poți să-l schimbi. Fiindcă a aplicat substanța activă și albinele încep să roadă, fiindcă se pot apropia de el, că el... De chimicalul ăsta nu se apropie albina, deci nu se apropie, de-aia și roade în jurul tratamentului rama, ceara aia care o roade, de-aia o roade, că nu-i place acolo, e chimic, e ceva ce n-are cum să-ți placă, dar un rău mic pentru un bun, da, ca să... Putem ține albinuțe, iată, trebuie să folosim și chimicale nedorite. Dar oare ce mai este natural? Zilele astea chiar vorbeam cu cineva din Germania, o femeie care îngrijește bătrâni. Îngrijește bătrâni în Germania. No, salariile sunt cu totul altul. Te duci în lumea aceea să faci rost de bănuți. Eu n-aș putea să fac acest lucru, dar sunt persoane care pot și au o voință puternică și se ocupă tot în acest domeniu. Și ce îmi spune acolo? Că familia respectivă pe care o îngrijește mănâncă numai de la bio, dar vă dați seama că să mănânci toată mâncarea de la bio, eu cred că trebuie 10.000 de lei pe lună. 10.000 de lei pe lună, pe puțin, și să fim serioși, câți dintre noi au posibilitatea asta? Mai e aici, acolo, câte unul, câte un YouTuber, că câștigă el acolo nu știu câte... 10.000,
Dar acești oameni sunt 1, 2, 3, 10, hai 1000, hai 2000. Poate sunt 1000 într-un oraș, poate 2000. Noi nu prea ne putem... Deci clasa care e mai săracă e mai mult mai multă decât cea bogată. Adică cele cu posibilități financiare, că bogăția, știu eu cum se măsoară ea. Eu sunt bogat față de unul mai sărac decât mine. Ăla care e mai bogat, adică ăla care are mai mult decât mine, e mai bogat decât mine și așa. Deci această bogăție nu prea are o măsură, să zicem, corectă. Și atunci consider că a spune posibilitate financiară e mai corect. Bun. Haideți să vedem. Aici arunc o privire totuși, fiindcă o să-i pun sirope și e curios dacă are puiet, dacă mai are puiet și în ce stadiu este. Ce stadiu este puietul la această mică microișor. El a fost strâns data trecută. Nu trebuie, deci această strânsură, mă uit că are 1-2 vieschi după diafragmă. Deci e complicat. Am pus în anii trecuți și capcane pentru viesc, dar mai rău am făcut, am adus toate vieschile din localitate s-au adunat la mine. Pur și simplu, o colonie trebuie să fie potentă ca să facă față viespilor. Știți că împotriva albinelor se folosește oțetul, adică ca repelant. Dar în cazul ăsta, toamna, nu poți să folosești oțet. De ce? Aduci toate viespile aici în stup. Dacă ai dat cu oțet, te-ai fript. Bun, s-ar putea să avem încă o colonie care a încetat oatul. Ar fi a treia colonie care face acest lucru. Adică se înceteze ponta, dar până nu ridic rama din mijloc, nu văd. Avem mătcuța încă e măricică, eu zic că n-a încetat. Ba nu, s-a micșorat. Totuși am mai depus niște ouă aici, e bine. E bine, bine. Și ce facem? Le strângem la maxim, la maxim. Mai ales că sau se strâng la maxim, sau las așa. Credeți că să strâng? Le strâng, hai că strâng. Frumos. Așa. Și acolo, dacă mai depune o ramă de puiet, e un câștig, e un câștig acel lucru. Cu toate că albina se uzează în momentul în care crește puiet. Albina se uzează în momentul în care crește puiet și ea va muri la... Eu zic că până la începutul lui ianuarie, albina care mai crește acum, puiet nu prea mai aprinde. Nu prea mai prinde. Dar se vede. Să vedem ce va fi. Până aici am uit un pic de folie. Asta o iau. Și aduc alta. Aducem altă folie pentru a asigura colonia cât mai bine. Așa. Acum mai pun diafragma, podișorul, dar după aia o să îl iau, nu-l las. Ia să vedem vecina lui. Și aici necesită o anumită strânsoară. Data trecută văd că nu l-am strâns. Mă, dar nu i-am băgat, sau i-am băgat?
I-am băgat amitraj, bă. Nu i-am băgat amitraj. Nu-i voie să uităm. Ca să nu uit, îmi pun bățul lângă găleata cu tratamente și îmi dau seama dacă uit sau nu. Se mai întâmplă să uiți. Hai, mă. Așa. Amitraz la putere. Perfect. Perfect. Bun, să continuăm, să ne uităm în cuibul la lui vecinul lui. Aici punem siropul la ambele. Ia să vedem, de ce nu te-am strâns eu pe tine? Așa, ăla nu-i nevoie. M-am grăbit să le pun tratamente la cât mai mulți, într-un timp cât mai scurt. Mâncarea are, ăsta rămâne pe 3-4 rame, teoretic. Teoretic, încă nu l-am deranjat data trecută, din câte am văzut, probabil am văzut că are albină suficientă, i-am băgat tratamentul și asta e. Să vă arăt cât de afectat poate fi de varoa. Și aici este problema, mai sunt vreo 5-6 celule de albină se eclozeze. Deci 5-6, atâtea sunt, nu vorbesc relativ, atâta e. Și mă interesează dacă încă matca depune ouă. Ai, ce urât, ce urât. Avem larve. E urât ăsta nu-mi place. Nu-mi place cum e. Așa, deci aici strângem. S-ar putea să strâng și în partea opusă pe o ramă și va rămâne. Ia, s-a rupt chiar. Mă, lemnele astea, nu știu, lemnele de tei mă refer. Știi că sunt cele mai bune, așa mi s-a zis și mie, sunt cele mai bune. Mă, dar e o problemă cu ele, se rup în cum dai un pic cu dalta, cum se rupe, se rupe margini, colț, să-mi aduc cleștele. Să vă arăt. O tâmpenie, am zis că nu mai am viața mea. Tei. Da, deci o ramă care va fi strânsă. Nu e bine ce fac eu acum aici, dar îmi trebuie această diafragmă. Așa. Scot această diafragmă ca să strâng pe 4 rame. Deci iată, s-a rupt, adio. Rama asta o să o scot eu afară altă dată, că acum face parte din cuib. Iată ce porcărie. S-a rupt. O tâmpenie. Gata, nici nu mai, nu pe asta o bag. O bag pe cealaltă. Băgăm asta, strâng pe 4 rame, trebuie să te miști, că altfel cauzezi repede haos. Așa, diafragmă, strângem această ramă și rama asta tâmpită o bag aici. Nu mai e gata, trebuie să bagi șuruburi. Bun, să-i bag repede amitrazul.
și să-l pregătesc pentru a primi sirop pe. Acesta nu e așa fain. E la limită. Ăsta e supraviețuitor, îi zic eu. Așa. Îi aducem și lui o folie. Asta rămâne. Sau am adus lui ăla. Am adus. O să întoarcem. O să-i putem pune borcanul. Aici. Așa, luăm podișorul, punem înălțătorul. Gata, să facă liniște. Așa, și acum punem borcanele, unul acolo, unul acolo. Bun, cam asta este lucrarea. Cam asta e seria de filme cu lucrările albinuțe, cu punerea siropului și încercarea de a ieși în primăvară. Până data viitoare, numai bine!